Sigur, s-au lansat multe variante, multe date și așa mai departe. Eu nu cred că nimeni este capabil să spune cu exactitate dată când ar putea să înceapă acest lucru. Absolut. Dar dacă se vor corobora două sau trei elemente, în primul rând, pe data de 15 mai, de ce s-a făcut referit la ea, pentru că atunci se termină această prelungire a stării de urgență. Și dacă până atunci se întâmplă două lucruri importante, de o parte, punem la punct o strategie care să poată să fie aplicabilă, etapizat și verificată așa la sfârșitul fiecare etape, cum vă spuneam, pe de o parte, iar pe de altă parte, până data de 15 mai, înregistrăm o scădere constantă a numărului de cazuri și asta depinde de noi toți să respectăm măsurile care sunt impuse acum. Atunci, sigur că putem să ne gândim la o relaxare a măsurilor și la o refare a diverselor tipuri de activități, nu numai economice, dar și de natură socială, educațională, și să încurajăm anumite activități la care făceam și referire zilele trecute, cum ar fi activitatea fizică acum.